Descinderi la aeroportul internațional Chișinău într-un dosar de corupție. CNA, SIS și Procuratura Anticorupție efectuează percheziții la aerogare într-un dosar complex pornit în 23 iunie. Potrivit unor informații operative, au avut loc mai multe episoade de pretindere de mită de la pasagerii curselor Avia. Investigațiile vizează implicarea unor angajați a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în estorcarea de bani pentru traversarea frontierei cu încălcarea regulilor anticovid. Purtătorul de cuvânt al IGPF, Raisa Novițchi, a precizat pentru postul nostru de televiziune că instituția va oferi tot suportul necesar în cadrul anchetei.